Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Psalmilor și vom citi Psalmul 107. Cartea Psalmilor, Psalmul 107. Intrăm în post de mâine ca și biserică, 40 de zile de post. Nu știu câți dintre voi sau dintre noi o să putem intra într-un post cu apă de 40 de zile. Nu știu câți vor intra într-un post de 21 de zile doar cu apă sau 7 zile sau... De obicei, postul pe care îl facem este un post cu o masă pe zi. După ani de zile de postit, câte 40 de zile cu o masă pe zi, la unii a ajuns să intre în obicei și atunci a trebuit să treacă la o masă la 2 zile ca să aibă, să aibă efect. Dar aș vrea să știi că când discutăm despre post, pentru că sunt unii care mi-au spus și oricum și eu numai cam o masă pe zi mănânc, nu, nicio problemă, mănâncă una la 2 zile atunci, sau una la 3 zile, una la 4 zile, du-te până acolo unde începi să simți că doare. Pentru că dacă nu simți că doare postul, înseamnă că e o problemă. Postul este umilință, postul este sacrificiu. Și trebuie să te duci până în zona respectivă, pentru că acolo se întâmplă ceva. Dar haideți să o luăm cu începutul și intrăm în Psalmul 107 și spune așa: lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în viac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrășmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsăriș și de la apus, de la miază noapte și de la mare. Ei pribegeau prin pustie, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Sufereau de foame și de sete, le tângea sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a potolit setea sufletului însetat, a umplut de bunătăți sufletul flămând. Cei ce ședeau în întuneric și în umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul celui preanalt. El i-a smerit inima prin suferință, au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întunere și din umbra morții, le-a rupt legăturile. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a sfărâmat porți de aramă și a rupt zăvoare de fier. Nebunii prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirile lor ajunseseră nenorociți, sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Atunci, în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A trimis cuvântul Său și a vindecat și a scăpat din groapă. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Să aducă jertfe de mulțumire și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Cei ce se coborâseră pe mare în corăbii și făceau negoți pe apele cele mari, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis și a pus să sufe furtuna care a ridicat valurile mării. Se suiau spre cerul și se coborau în adânc. Sufletul era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amesială, se clătinau ca un om biat și zadarnică le era toată iscusința. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. Au oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și Domnul i-a adus în limanul dorit
O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Să-L înalți în adunarea poporului și să-L laude în adunarea bătrânilor. El preface râurile în pustiu și zvoarele de apă în pământ uscat. Țara roditoare în țară sărată din pricina răutății locuitorilor ei. Tot El preface pustiul în iaz și pământul uscat în izvoare de apă. Așează acolo pe cei flămânzi și îi însetează, întemeiază o cetate ca să locuiască în ea. Însămânțează o goare, să dezvii și le culeg roadele. El îi binecuvintează și se înmulțesc nespus și nu le împuținează vitele. Dacă sunt împuținați și apăsați prin asuprire, nenorocire și suferință, El varsă disprețul peste cei mari și face să pribegească prin pustiuri fără drum, dar ridică pe cel lipsit, izbăvește pe cel nevoiaș și mulțește familiile ca pe niște turme. Oamenii fără prihană văd lucrul acesta și se bucură și orice nelegiuire își închide gura. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luare aminte la bunătățile Domnului. Amin. Doamne, îți mulțumesc că bunătățile Tale nu s-au sfârșit și îndurările Tale nu sunt la capăt. Îți mulțumesc că se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia Ta este atât de mare. Îți mulțumesc frumos pentru cuvântul Tău, Doamne, pe care îl cerem pentru fiecare dintre noi în această dimineață. Te rog, Duhule Sfânt, să treci pe la fiecare dintre noi. Vorbește, te rog, după nevoia și înțelesul fiecăruia. Te rog, ridică-ne. Te rog, îndură-te de biserica Ta. Și, Doamne Iisuse, în numele Tău, îl înălțăm în locul acesta. Îl glorificăm și îl binecuvântăm în vecii vecilor. Amin. Ocupăm locurile. O să începem de duminica viitoare, dacă Domnul Iisus ne ajută, o nouă serie. Duc aminte de seria de anul trecut. Domnul mi-a pus pe inimă să intrăm câteva mesaje în Levitic și de la câteva mesaje am început în octombrie și ne-am oprit undeva prin iunie. Și a fost foarte interesant că într-o carte în care ai fi zis că nu știu ce o să facem, unii adorm în timp ce citesc Levitic, e un somnifer pentru unii, ne-am trezit că biserica crește și suntem bucuroși de prezența Domnului. Pentru anul acesta, Domnul a deschis înaintea noastră o altă carte și cartea aceasta se numește Cartea Iosua. E cartea intrării în biruință a poporului. Dar de data aceasta, Dumnezeu ne-a pregătit o altă perspectivă asupra cărții Iosua. Este o perspectivă a biruinței, a felului în care Dumnezeu te trece prin bătăliile vieții și cum poți să ieși biruitor prin bătăliile vieții. Și am intitulat tot ceea ce va începe duminica viitoare, nu știu când se va termina, o să vedem, am intitulat Deep and Wide, adânc și extins. Adânc și extins. Pentru că asta face Hristos și asta se întâmplă cu împărăția Lui și asta se întâmplă cu biserica Lui. Atunci când biserica Lui Hristos descinde, atunci când împărăția Lui Dumnezeu coboară, e adânc și este extins și ne bucurăm de lucrul acesta. Numai că unul dintre lucrurile pe care le învățăm atunci când ne apropiem de Dumnezeu este că bătălia la care El ne cheamă și felul în care El ne învață să ne deprindem mâinile la luptă. Nu ne-ar place că toată povestea asta a bisericii, povestea împărăției lui Hristos, istoria aceasta care se scrie cu viețile noastre, să se scrie dintr-o perspectivă a spectatorului. Și noi ca și români suntem extrem, extrem de buni spectatori sau comentatori.
Nu cred că există națiune pe fața pământului atât de bună la a sta pe margine și a comenta. Poate că sunt alții, acum eu sunt român și mă văd pe mine și ne vedem pe noi, dar românul se pricepe la orice. De la fotbal până la politică, e capabil să stea pe margine, să chibițeze și să-și dea cu părerea despre absolut tot, absolut tot, absolut tot. N-a făcut nici măcar o oră de antrenament, abia știe să lovească cu piciorul într-o minge și el zice, bă, dacă eram eu acolo, zice, precis de un gol, nu știu cum se n-a putut, zice, dacă eram eu acolo, dar el nu a făcut în viața lui antrenament nici măcar o oră să vadă ce înseamnă un pic de a juca sport la un alt nivel. Și am ajuns ca și români să ne dăm cu părerea despre absolut orice, să fim experți la totul, la absolut totul, să stăm pe margine, să zice, o, dacă aș fi făcut eu, nu s-ar fi întâmplat aia, o, dacă eram eu acolo, nu era așa, o, dacă, și suntem acolo și... Numai că în împărăția lui Dumnezeu lucrurile sunt diferite, dar am transferat conceptul acesta și la împărăție și la biserică. Și stăm pe margine și cad lucrători și unii zic, aici de haram eu nu s-ar fi întâmplat asta. Am știut eu că ăla nu-i în regulă. O să cum comentează și tu nu știi care-s bătăliile care se dau în spate, dar îți permis să comentezi. Pentru că cel mai ușor lucru pe care poți să-l faci e să fii comentator. Să stai pe marginea drumului, să-ți dai cu părerea de cum se fac autostrăzile, de cum se fac mașinile, de cum s-ar conduce o țară, de cum funcționează împărăția. Îți dai cu părerea despre orice și crezi că știi orice. Numai că Mântuitorul nostru vine și ne spune că nu așa funcționează lucrurile. Și primul lucru pe care îl face El... e că El vine și coboară în mijlocul nostru. El vine și coboară. Probabil că a descoperit și pe alții care comentau pe margine, nu numai pe români. Și nu s-a mulțumit să stea în cer și să emită edicte și să spună faceți asta și faceți cealaltă și să faceți cealaltă. Și fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu Tatăl lumea, atât de mult a iubit, încât a dat pe singurul lui Fiu, pe ce avea mai scump și mai drag în acest univers, de dragul tău și de dragul meu, l-a dat pe Iisus Hristos. Și Iisus Hristos a venit în mijlocul noroiului și mizeriei acestui pământ, în mijlocul prafului Israelului, în mijlocul căldurii toride de acolo, a venit să fie batjocorit, să fie umilit, să fie scuipat, să fie pus pe o cruce și ucis în cel mai barbar mod în care romanii știau să facă asta. Dar acolo pe cruce, când sângele lui a curs, când trupul lui a fost sfârtecat și sângele lui a curs, acolo pe cruce, tu și cu mine am primit dreptul ca să fim iertați, ca să fim vindecați, ca să fim renoiți. Dar am mai primit un drept. Am mai primit un drept. Și dreptul acesta, dragii mei, este un drept de care tare puțin, de tare puține ori, operăm și vrem să-l luăm și să-l avem. Și dreptul acesta, dragii mei, este dreptul de a face parte din armata lui Hristos. E dreptul de a face parte din armată. Pentru că în momentul când intri în biserică, când intri în împărăție, tu intri de fapt într-o armată. Tu nu ești într-un loc al stat și a comenta. Hristos nu are nimic pentru comentatori. Foarte interesant, ne spune că în împărăția lui Hristos intră, și citiți Apocalipsa, în împărăția lui Iisus Hristos intră biruitorii. Și ca să fii biruitor, înseamnă că ai fost... a început într-o luptă, ai fost într-o armată, ai fost prins într-un război și la finalul războiului ai fost declarat biruitor. Și pentru că ai fost declarat biruitor, ai intrat în împărăție. Împărăția lui Hristos descinde în lumea aceasta, extins și adânc. Dar Hristos își pregătește oamenii pentru asta.
Și se uită la tine, se uită la mine și începe să ne învețe ce avem de făcut, cum te pregătim ca să intrăm în lucrul acesta. Și unul dintre lucrurile pe care Hristos îl cere bisericii lui e să postească. Câte vreme n-ai postit, câteva zile legate împreună, dă-mi voie să te anunț că n-ai postit încă. Poate o să-mi spui, am postit o viață întreagă, am postit vinerea, sau am postit miercurea, sau am postit joia, o viață întreagă, te felicit, Domnul Iisus te binecuvinteze, dă-mi voie să te anunț că n-ai postit deloc. Pentru că postul de o zi este un post, l-aș numi un post de mentenanță. Există, după cum bine știți, în momentul când vrei să faci ceva, există două zone. Există zona de construcție și este zona de mentenanță. Și cele două sunt total diferite. Întrebați-l pe un constructor, întrebați-l pe un arhitect care e diferența între construcție și mentenanță. Și o să își pună mâinile în cap, zic, cum nu știi atâta lucru? Tu știi câtă muncă se duce ca să construiești un edificiu? Știi cât îți bați capul, știi câtă muncă se depune ca să construiești ceva de la zero? Să faci mentenanță e mai simplu. Să faci mentenanță nu trebuie decât niște lucruri de bun simț pe care le faci, să ții curat după tine, să aspiri, să spui roboțelul acela să facă, dacă n-ai chef să aspiri și să faci el în locul tău și să aspiră prin casă, să faci una, să faci alta și după câțiva ani de zile să mai zugrăvești odată și ai mentenanță. Dar vreau să spun în această dimineață că Iisus Hristos nu te cheamă doar la mentenanță. E importantă mentenanța. O casă fără mentenanță e complicată. E nevoie de curățire în casă. Dar Hristos, dragii mei, când și-a dus biserica pe pământul acesta, a dus-o ca să pornească o construcție nouă. Ne spune, i-a spus lui Daniel că va fi o piatră care se desprinde din munte. Și piatra aceea coboară și ajunge să prindă întregul pământ și să acopere întregul pământ, e împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu, dragii mei, vine și face lucruri noi. Dumnezeu vine și face construcții noi. Dumnezeu este un arhitect desăvârșit care vine și face și pregătește și dă drumul la lucruri și apoi pornește construcția. Dar Dumnezeu nu face singur lucrurile acestea, ci Dumnezeu le face împreună cu biserica Lui, împreună cu tine și împreună cu mine. Și ca să poți să faci, să fii parte din această construcție, din ceea ce Dumnezeu pregătește pentru pământul acesta, din ceea ce Dumnezeu face pe pământul acesta, ai nevoie să treci de la mentenanță la construcție, de la a te mulțumi cu câte o zi de post pe săptămână, la a trece la celălalt nivel, la a intra în partea de expansiune, în partea de construcție. Hristos te așteaptă acolo, Hristos te dorește acolo, Hristos a pregătit lucrurile ca tu să fii acolo în zona aceea și Hristos te invită acolo. Dar cum se face postul? De ce e nevoie de post? Cum se pornește construcția? Psalmul 107 este un psalm special din Scriptură. Când ne rugăm pentru oameni, în special în situații de boală sau alte situații complicate, există trei psalmi pe care îi citim și pe care îi rostim peste persoana respectivă. Și psalmul 107 este unul dintre cei trei psalmi pe care îi rostim în momentele acelea. Este un psalm, dragii mei, special. Este un psalm de putere, pentru că vine și ne duce într-o altă dimensiune. Și această dimensiune pornește cu ceea ce ne lipsește atât de mult în viața noastră. Și spune în felul următor, lăudați pe Domnul, căci este bun. Din versetul acesta,
din versetul acesta, din prima jumătate acestui verset, doar atât, lăudați pe Domnul căci este bun. Se pot face două teze de doctorat și cine are chef de scris doctorate pe teologie, să știi că ai un jumat de verset și sunt două teze de doctorat care se pot face. Unul pe lăudați pe Domnul și al doilea, căci este bun. Lăudați pe Domnul căci este bun. Întotdeauna când vrei să treci de la mentenanță, la construcție, la expansiune, trebuie să se producă o schimbare la nivelul minții. Se numește schimbare de paradigmă. Trebuie să începi să vezi lucrurile total diferit. Ca și mentenanță, nu trebuie să fii foarte mare expert, nu trebuie multe facultăți ca să faci mentenanță. Trebuie să știi cum să faci curățenie și odată la 10 ani să știi să dai cu trafaletul și să împrospătezi. Nu-i mare lucru mentenanța, dar când vrei să construiești ceva nou, îți trebuie multe facultăți, îți trebuie multe avize, îți trebuie multe dosare, îți trebuie să treci pe la multe autorități ale statului, să toți ștampileze și să semneze, să dea aprobări peste aprobări, până când să ajungi în punctul în care să poți să începi să construiești. Și după ce începi să-ți construiești, sunt tot felul de oameni care vin acolo și care trebuie să se uite la tine și să aprobe, să zică, da, în regulă, acum puteți turna, da, în regulă, acum puteți să faceți asta. Și vine și unul și altul, și unul și altul, și unul și altul. Și e complicat și de ce? Pentru că este altceva, pentru că este altceva, este altă perspectivă, pentru că ceea ce urmează să se întâmple acolo, clădirea respectivă, construcția respectivă, trebuie să dăinuiască peste secole. Pentru că cei ce vor intra acolo trebuie să se simtă în siguranță, pentru că cei ce vor fi parte din ceea ce se întâmplă acolo trebuie să știe că nu o să cadă peste ei la primul cutremur. Și începe construcția. Biserica lui Hristos, dragii mei, a descins în mijlocul nostru. A venit Hristos și a chemat în existență biserica. S-a dat la Petru și a spus, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi eclesia mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Hristos își construiește biserica. Dar într-un mod neînțeles, El o construiește împreună cu tine și cu mine. El te ridică pe tine și pe mine ca să-și construiască acest edificiu care face legătura dintre cer și pământ, biserica Lui. Și ca să faci parte din această construcție, din această expansiune, Hristos vine și spune, îți câteva lucruri pe care trebuie să le faci. Și primul lucru pe care trebuie să-l faci e să îți schimbi mentalitatea și să înțelegi că Dumnezeu este bun. Că Dumnezeu este bun. Că indiferent ce ți se întâmplă ție sau ce se întâmplă în jurul tău, Dumnezeu rămâne bun. Ba mai mult, când citești cu adevărat Scriptura și intri, înțelegi că ceea ce spune Hristos, că există unul singur care este bun, e unul singur care este bun, că tu nu ești bun, că eu nu sunt bun, că singurul care este bun este Dumnezeu. Că indiferent ce se întâmplă, că indiferent cât este de greu, Dumnezeu rămâne bun. Și pentru că Dumnezeu este bun, spune Scriptura, tu trebuie să-L lauzi pe El. Probabil că este greu să înțelegem cum adică așa începem construcția, dar o să vezi ce se întâmplă în momentul când recunoști că Dumnezeu este singurul bun și tu începi să-L lauzi. Să vezi ce se întâmplă în momentul când tu începi să-L lauzi pe Dumnezeu în situația în care ești. Să vezi ce se întâmplă în momentul când începi să-L lauzi pe Dumnezeu în problema prin care treci. Să vezi ce se întâmplă în momentul când începi să-L lauzi pe Dumnezeu în momentul când în fața ta este Marea Roșie, când blocajul este natural, când n-ai cum să treci mai departe, când este blocat tot în fața ta și tu începi să-L lauzi pe Domnul căci este bun. Căci în viață ține îndurarea Lui.
Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsăriș, de la apus, de la miază noapte și de la mare. Ei pribegeau prin pustie, umblau pe căi neumblate, nu găseau nicio cetate unde să poată locui, sufereau de foame și de sete, le tânja sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Și ăsta este leitmotivul psalmului. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. Când ai lăudat ultima dată pe Domnul pentru bunătatea Lui? Când l-ai lăudat ultima dată pe Domnul pentru minunile pe care le-a făcut în viața ta? Nu o să spuneți, dar în viața mea n-a făcut nicio minune. Cere Domnului să te învețe să-ți numeri binecuvântările. Dacă continui să crezi că Dumnezeu n-a făcut nicio minune în viața ta, cheamă-L. Ai curaj să ceri. Ai curaj să ceri să facă minuni în viața ta. Textul nostru vorbește și în prima parte și după aia în cealaltă parte și despre foame, despre sete, ce le tânja sufletul în ei. Și tânjirea aceasta sufletului, în aparență, textul pleacă de la foamea fizică și setea fizică, dar accentul cade pe le tânja sufletul în ei. De obicei, când ți-e foame și ți-e sete, tânjește trupul. Dar Scriptura vine și aduce conexiunea aceasta pe care o vedem de nenumărate ori în Vechiul Testament și Noul Testament, o vedem de nenumărate ori în Scriptură, conexiunea aceasta între suflet și trup. Că ceea ce se întâmplă la nivelul trupului e influențat de ce se întâmplă în suflet și ce se întâmplă la nivelul sufletului e influențat de și îs. Sufereau de foame și de sete și le tânja sufletul în ei. Și apoi găsim mai departe, dragii mei, ceea ce textul continuă. Au fost în strâmtorare, Dumnezeu îi scoate din întuneric, dar acolo Dumnezeul care sfărâmă porți de aramă, care rupe răzăvoare de fier, Dumnezeul care spune, sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Le era foame și le era sete, sufletul tânja în ei, ceilalți erau dezgustați de orice hrană și erau lângă porțile morții. Cum poți să fii dezgustat de orice hrană și să fii lângă porțile morții? Îți spun eu cum. Ai ce să mănânci? Dar simți că ești dezgustat de orice hrană. Mă gândeam zilele acestea la mulțimea hranei care există pe pământ la ora asta. Probabil că unii aveți bunici sau ați auzit de la bunici ce povesteau străbunicii despre zonele de foamete, despre momentele de foamete în România. Mă duc aminte de ceea ce auzeam de la bunici că povesteau, de momentul în care nu exista pâine, nu existau nimic ce să mănânce și își făceau pâine din mălai. Și că erau momente când a fost foametea teribilă în anumite zone din România în care nici măcar aia nu exista. Și stai și te uiți la ora asta în jur și vezi o Românie sătulă cum n-a fost niciodată. O abundență de hrană cum n-a avut România niciodată. Au fost vremuri în care ni se spunea că suntem grânarul Europei, dar atâta mâncare câtă este în vremea aceasta n-a fost niciodată în România.
Dar la fel este valabil cu Europa, la fel este valabil cu Statele Unite, la fel este valabil cu... Și stai și te uiți și în China, în care s-a murit de foame cu milioanele de oameni, a ajuns să aibă abundență. Și oriunde te uiți, aproape peste tot unde te uiți în lumea aceasta, decât anumite zone ale Africii, dar în principal unde te uiți în lumea aceasta, vezi o abundență de mâncare, o abundență de mâncare. S-au făcut strategii tot mai complexe despre cum să transform o bucată de pământ și să-ți producă tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult. S-au făcut studii, s-au descoperit că dacă vopsești terenul respectiv cu anumită culoare, anumite plante produc mai mult, s-au vopsit terenuri. Să fie tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Dar știți ce s-a întâmplat? Când ți-e stomacul plin, când ți-e burta plină, încep să ai o altă problemă, încet, încet. Începe să tragă cântarul. Și sunt societăți, dragii mei, în care obezitatea a crescut atât de mult și a devenit o problemă națională. Și oamenii au început să zică, ok, trebuie să intrăm în tot felul de... trebuie să mai mâncăm mai, trebuie să mai mâncăm cealaltă, trebuie să... tot felul de elemente care au apărut la ora asta în lume. Pentru că ceea ce se întâmplă când belșugul trece dincolo de ceea ce te-ai putut gândi, este că într-un mod interesant sufletul tău e în pragul morții. Sufletul se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Să ai și să poți mânca ce-ți dorește inima. Și sufletul să fie dezgustat de orice hrană și să simți că ești la porțile morții. Atunci spune Scriptura, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul. Interesantă strâmtorare. Să ia atâta mâncare și să fie dezgustat sufletul de toată hrana care e acolo. Atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul. Pentru că ceva se întâmplă. Aseară a venit cineva și a făcut un drum din București până la Cluj. Și e un tânăr, a căutat răspunsuri în nu știu câte locuri. A ajuns să fie blocat în nu știu câte zone, să nu mai înțeleagă ce se întâmplă. Și cumva, nu știu cum, i-a spus cuiva din mijlocul nostru, zice, auzi, ceva mie îmi spune că tu ai un răspuns pentru mine. Și persoana aia zice, n-am niciun răspuns pentru tine, dar zice, dacă vrei să vii, hai până la Cluj, hai la biserică și poate primești răspunsul. Și omul ăsta care n-are treabă cu evanghelicii s-a urcat pe tren, a venit la Cluj. Și aseară am luat pe unul dintre băieții în echipa de rugăciune și m-a dus să mă întâlnesc cu el. Și am avut senzația aceea a unui burete care e gata să absorbă și primește și primește și primește și primește și primește și primește. Pentru că există un moment în care chiar dacă ai aia, chiar dacă ai cealaltă, chiar dacă ai cealaltă, chiar dacă ai cealaltă, ceva se întâmplă și sufletul tău din tine urlă după altceva. Și chiar dacă îți ies planurile dintr-o parte și într-alta, sufletul tău tânjește după altceva. Și chiar dacă ți-ai făcut bine mentenanțele și lucrurile funcționează extraordinar, sufletul tău tânjește după mai mult. Și spun de ce tânjește după mai mult, pentru că ai fost creat pentru mai mult. De aceea stânjește sufletul după mai mult. Pentru că ai fost pus de Creator, de la început, în planurile Lui, să-ți dorești mai mult. Să nu te mai mulțumească mentenanța, ci să vrei să fii parte din echipa de construcție. Să vrei să fii parte din echipa de expansiune. Să vrei să pășești mai departe. Să vrei ca teritoriile împărăției
să se extindă și tu să fii parte din acea împărăție. Să vezi cum lucrurile se aliniază cu cerul și sufletul tău nu-și va găsi liniștea decât în timp ce ești acolo, pe acel câmp al bătăliei. Da, e greu câteodată, dar în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și Domnul i-a izbăvit din necazurile lor. O generație flămândă, dragii mei, e generația în care suntem acum. Nu e o generație flămândă după mâncare. Au atâta mâncare că n-a avut nicio altă generație înaintea noastră. Dar e o generație flămândă pentru că li s-a săturat sufletul și li s-a săturat trupul și le moare sufletul. E o generație flămândă care și-a săturat trupul atât de tare și sufletul urlă atât de tare încât au început să-i dea alcool și să-i dea droguri și relații. Și în ciuda a ceea ce își îndeasă acolo în trup, sufletul lor strigă și mai tare, și mai tare, și mai tare, pentru că e flămând sufletul. E flămând. Am fost așezați în generația aceasta, dragii mei, de Dumnezeu, ca împărăția lui Hristos să se extindă în această generație. Și să știi, ca să poți să duci pe Hristos în această generație flămândă, trebuie să treci din mentenanță în expansiune. Trebuie să te muți din a face curat în casă în a construi case. Trebuie să treci dintr-o parte în cealaltă. Și te provoc în aceste 40 de zile să intri în post. Dar să postești de să te doară. Dacă ești obișnuit cu o masă pe zi și postești cu o masă pe zi, să știi că la nu-i post. Numește-l cum vrei, dar la nu-i post. Trebuie să postești de să-ți se facă foame. E drept că la un moment dat, mecanismele pe care Dumnezeu le-a așezat în trupul nostru sunt așa făcute încât să intre și să nu mai simți senzația de foame după un anumit număr de zile în funcție de câtă tare ai fost obișnuit cu postul înainte. Dar în momentul în care se produce lucrul acesta, acolo se conectează ceva în noi. Și Scriptura ne spune că Iisus stă cu ucenicii și le-a spus, au venit unii și alții, au zis, de ce nu postesc cu ucenicii tăi? Și Iisus le-a spus, păi cum să postească dacă e mirele împreună cu ei? După ce pleacă mirele, vor posti. Iisus a știut că biserica lui va intra în luptă. Și Iisus a știut că nu poți să rămâi în picioare în luptă dacă nu intri în post. E imposibil. Mentenanță cu post de o zi pe săptămână funcționează, să știți. O poți ține mult și bine. Dar dacă vrei să intri pe teritorii, dacă vrei să iei în stăpânire teritorii, dacă vrei să intri în expansiune, dacă vrei să cucerești împreună cu Hristos, trebuie să treci la celălalt post. Pentru unii 3 zile, într-o zi 7, pentru alții 21 de zile, pentru alții 40 de zile, alegeți câte vrei, dar intră în post. Pentru că generația asta flămândă are nevoie de o biserică care e flămândă, care e flămândă după mai mult. O biserică care se mulțumește să rămână între zidurile ei și să zică veniți voi la noi, e o biserică care și-a pierdut mandatul. O biserică flămândă este biserica aceea care vine și cere și bate la porțile cerului și spune, Doamne, vrem mai mult, și Doamne, vrem mai mult, și Doamne, vrem mai mult, și Doamne, vrem trezirea, și vrem să se întâmple trezirea, și vrem să fie prezența Ta aici, și vrem Clujul pentru Tine, Doamne Iisuse, și vrem, și vrem, și vrem mai mult, și nu ne mulțumim cu cât ne-ai dat, vrem mai mult, și vrem mai mult. Adevăratul post, spune Isaia, strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui, casele lui Iacov, păcatele lui. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seamă de lucrul acesta? Și Hristos ne și spune, te chem să te muți de aici,
Dar când te-ai mutat aici și intri în post, îți mai știe să faci ceva. Că nu-i suficient numai să te flămânzești și să te rogi în timpul postului, mai trebuie să faci ceva. Deci în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe angajații voștri. Iată, postiți ca să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă glasul sus. Știți ce e interesant în versetul acesta? Că Dumnezeu spune că dacă postești cum trebuie, glasul tău este auzit sus. Ți s-a întâmplat să te rogi și să simți că se izbește rugăciunea de tavan? Isaia spune, când postești și postești cum trebuie, glasul tău ți se aude sus. Ori acesta este postul plăcut mie, să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirici și să se culce pe sac și cenușă. Acesta numești tu post și zi plăcută Domnului. Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății. Când te-ai comportat rău ultima dată cu cineva? Când a fost ultima dată când ai zis o să o plătesc? Deznoadă legăturile robiei. Când a fost ultima dată când ai zis n-o să-l iert? Când a fost ultima dată când ai zis o să-l iert mai târziu? Dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Rupe orice fel de jug. Dacă vrei să ți se audă glasul sus, dacă vrei ca postul tău să aibă impact în lumea spirituală și aș vrea să înțelegi, postul, dragii mei, nu este ceva banal. Dacă ați ști câte mărturii auzim în urma posturilor aici în biserică, dacă aș ști minunile pe care le experimentează oamenii în mijlocul posturilor, dragii mei, am văzut oameni peste care diavolul avea drept și îi chinuia. Mi-aduc aminte de momente în care ne-am rugat și am făcut tot ce știam noi mai bine să facem. Și am simțit că ne lovim de un zid acolo, de un zid care nu se sfârma. Și stătea în fața noastră persoana și în aparență își dorea, că de-aia au venit să ne rugăm pentru... Și noi ne rugam și făceam ce am învățat să facem și nu se întâmpla nimic. Mă duc aminte că am zis, ce-a făcut Domnul Iisus când a venit la el și a zis, Doamne, zice, uite, ăsta nu iasă Duhul din el, ce facem? S-a supărat Domnul Iisus pe ei. Zice, o neam ticălos. Zice, vă știți că sunt duhuri care nu ies decât cu post și rugăciune. Am zis, opa, te duci acasă și ții 7 zile de post. Și când ai terminat ori 7 zile de post, te aștept înapoi la rugăciune. Și am crezut că o să ne vedem la anul. Dar peste o săptămână a fost acolo. Și mai că te frești la ochi și zici, serios, ești aici? Și da. Deci vineri mi-a spus că și de sâmbătă și-am intrat în post. Atunci am înțeles că durerea era așa de mare și presiunea era așa de mare, că persoana asta avea nevoie de eliberare. Și am zis, ok, dacă trebuie să postești 7 zile, postești 7 zile, nu mai vreau să scap odată. Și mă duc aminte rugăciunea care a urmat după cele 7 zile de post. Și mi-aduc aminte că a intrat acolo prezența Domnului și a rupt zăvoarele de aramă. Pentru că postul are putere. Pentru că glasul tău se aude sus. Pentru că postul tău are putere. Este un soi
De duhuri, spune Hristos, care nu este decât cu post și rugăciune. Degeaba te rogi, degeaba poruncezi, degeaba faci tot ce ai știut că trebuie să faci. Până când nu apare postul acolo. De ce așa de important postul? Pentru că postul, dragii mei, aduce aliniere între două elemente care ne este foarte complicat să le aliniem. Noi suntem duh, suflet și trup. Și duhul și sufletul, duhul este cel care aici se produce nașterea din nou, în duhul nostru. Și sufletul se aliniază și ne arată Scriptura cum se aliniază sufletul nostru în momentul când dezlegi lanțurile răutății, când ierți, când rezolvi lucrurile la nivelul acesta. Și e destul, poți să aliniezi sufletul la duh pentru cineva care își dorește. Problema ne rămâne cu trupul. Cum îți aliniezi trupul la ceea ce face Domnul în duhul și sufletul tău? Și alinierea trupului este extrem de importantă și vedem în Scriptură. Vedem în Scriptură, dragii mei, că a fost o bătălie fizică și Moise era cu mâinile ridicate și ne spune Scriptura, câtă vreme Moise ținea mâinile ridicate, Israelul câștiga bătălia. Când Moise a obosit și a lăsat mâinile jos, Israelul pierdea. Și cei de lângă el au înțeles cum funcționează lucrurile repede și au trimis doi oameni lângă el și să-i ridice mâinile. Și Moise era obosit și nu mai putea, pentru că știți foarte bine că mâinile poți să-ți le ții ridicate atât cât poți. Și la un moment dat nu mai poți, indiferent că n-ai nicio greutate și le lași jos. Și oamenii ăștia au ridicat și au ținut mâinile ridicate sus, pentru că alinierea trupului aduce biruință în luptă. Și apoi te uiți în Scriptură și spune, dacă vrei să te pocăiești, te pocăiești în sac și cenușă. Știți cum e sacul acela? E un sac dintr-o lână interesantă. Trebuia să fii dezbrăcat și să iei sacul acela de lână pe tine. Dar nu e o lână de asta normală care te pișcă atât cât te pișcă, după ce a fost tratată cu N soluții și era lâna de pe vremea respectivă. O lână... Și când îți luai sacul ăla pe tine, fiecare milimetru pătrat din pielea ta știa că-i în sac. Să apoi prețărai cerușă. Și aș putea să vă dau și alte și alte și alte exemple și Dumnezeu spune în Scriptură că se aliniază trupul, aliniez trupul, aliniez trupul. De aia când se roagă, Dumnezeu le cere evreilor ca să se roage cu fața înspre Ierusalim, cu fața înspre templu, că oriunde unde ar fi în lumea aceasta, rugăciunea pe care o face la sfințirea templului Solomon, e, Doamne, de oriunde se vor ruga, dacă se vor ruga cu fața spre locul acesta, ascultă-i. Mie Dumnezeu seara la Solomon și zice, ascult. De aceea spune Scriptura că Daniel, dragii mei, în ciuda edictului, a intrat în casă, a deschis ferestrele spre Ierusalim și se ruga ca și mai înainte. Există zone pe care le tratăm atât de ușor. Ce să știi că poți să te rogi și culcat, poți să te rogi și stând pe scaun, poți să te rogi și mestecând gumă și poți să te rogi. Dar sunt momente în care Dumnezeu zice, ridică-te în picioare. Sau spune, pune-te pe genunchi. Sau spune, pune-te cu fața la pământ. Și ai face bine în momentul acela să asculți. Ai face bine în momentul acela să-ți aliniezi trupul. Pentru că sunt momente în care se deschide ușa cerului. Și când e deschisă ușa cerului, Dumnezeu cere alinierea trup, suflet și duh. Când Moise a stat în prezența lui Dumnezeu și a primit lămurii despre cum să facă templul, cum să facă cortul, acolo sus pe Sinai, dragii mei, 40 de zile, Moise n-a mâncat nimic. Și s-a aliniat trupul cu sufletul și duhul și apoi a intrat în prezența lui Dumnezeu și stând în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu a început să reverse lucrurile și să reverse planurile. Când se aliniază trupul, sufletul cu duhul, în momentul acela te aliniezi cu Dumnezeu și Dumnezeu începe să toarne și să alinieze lucrurile. De aceea Hristos e sigur și spune celorlalți, îi mirele acum cu ei, de aia nu postezi, dar când pleacă mirele, vor posti.
Pentru că Iisus știa cuvântul, pentru că Iisus știa unde e puterea și pentru că Iisus știa că o biserică care nu postește este o biserică fără putere. Și a știut că se vor ridica oameni care să pășească și că vor înțelege puterea postului și vor alinia trupul la suflet și la duh. Ca să poți să fii o mână întinsă a lui Dumnezeu pentru generația aceasta flămândă, biserica trebuie să flămânzească. Să flămânzească după El și după prezența Lui. Să flămânzească după planurile Lui. Să flămânzească după Mântuitorul. Și poate ești în biserică de ani de zile și ultimul lucru care poți să-l spui despre tine e că tu flămânzești după Domnul. Te invit să intri în post. Te invit să începi să flămânzești fizic. Te invit să ceri Domnului mai mult. Te invit la 40 de zile, am numit postul acesta postul credinței. Doamne, mărește-ne credința. Mărește-ne credința. Mărește-ne. Doamne, vrem mai mult. Vrem să pășim în planurile Tale. Doamne, ne-ai așezat pe pământul acesta nu doar ca să ne primim noi mântuirea și să ne fie călduți și bine, ci ne-ai chemat să fim lumina Ta. Să fim sare și lumină. Să fim sare pe pământul acesta. Să fim lumina aceea care e așezată pe un munte înalt, cetatea aceea care e văzută de toată lumea, lumina care strălucește în întuneric. Vreau să vă invit să ne ridicăm în picioare. Începe cu laudă. Poate n-ai vrut să intri în post. Poate te-ai gândit că ce rost are. Dar începe cu laudă. Și începe să lauzi pe Domnul acolo unde ești. Laudă pe Domnul căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. Laudă pe Domnul, laudă pe Domnul pentru minunile pe care le-a făcut. Laudă pe Domnul pentru minunile pe care le va face în continuare. Laudă pe Domnul, laudă pe Domnul, laudă pe Domnul. Și în timp ce lauzi pe Domnul pentru bunătatea Lui, începe să deslegi legăturile robiei. Începe să ierți. Începe să te pocăiești. Începe să deslegi lucrurile care sunt legate acolo peste tine. Și apoi intră în post. Și dacă poți 7 zile, numai 7 zile. Dacă poți 40, intră 40. Dacă ești cu o masă pe zi, cu o masă pe zi. Dacă ești cu o masă la 2 zile, o masă la 2 zile. Dacă iei tratamente și nu știi cum să faci, vorbește cu medicul să spună medicul cum poți să postești. Dar aș vrea să știi că Biserica lui Iisus Hristos intră în post. Aș vrea să știi că te așteptăm și te chemăm împreună cu noi la post. Aș vrea să știi că declarăm un post. Că vrem să flămânzim după El și să însetăm după El. Că vrem mai mult. Că vrem prezența Lui în mijlocul nostru. Că vrem minunile Lui în mijlocul nostru. Că vrem să vedem oameni care se întâlnesc cu Hristos aici, că vrem să vedem oameni vindecați și oameni eliberați în mijlocul nostru, că vrem să vedem puterea Lui la lucru în mijlocul nostru, că nu vrem puțin, ci vrem mult. Te așteptăm. Aș vrea să pleci capul acolo unde ești. Roagă-te. Nu știu unde ești blocat, poate ești la laudă blocat. Poate ești la a dezlega și a ierta. Poate ești blocat la decizia de a intra în post. Dar acolo unde ești, începe să te rogi și să ceri Domnului ca să desfacă lucrurile și să-ți dea curajul să pășești mai departe.
Te rog, Doamne Iisuse, în aceste momente, pentru toți aceia care sunt frământați și sunt parte din biserica Ta. Te rog frumos, Doamne Iisuse, pentru toți aceia care nu mai știu ce să facă, Doamne, și au considerat că trebuie să pună o pauză, te rog frumos să-i reactivezi în această dimineață. Tu știi unde este fiecare, Doamne, dintre noi, de aceea te rog frumos, desfă legăturile. Lasă sângele Tău, Doamne Iisuse, să rupă legăturile celui rău în această dimineață. Întinde-ți mâna peste fiecare dintre noi, Doamne Iisuse. Te rog, Duhule Sfânt, să treci pe la fiecare dintre noi. Cerem prezența Ta, cerem umplere. Te rog, umple-ne, Duhule Sfânt, cu prezența Ta. Umple biserica lui Iisus Hristos de prezența Ta. Pornim în acest post și cerem credință. Cerem credință mai mare. Cerem credință pentru mai mult, Doamne. Cerem credință pentru trezire. Cerem credință pentru un oraș care e întors cu fața spre Tine, Doamne. Cerem credință. Și te rog frumos în aceste 40 de zile să torni credință peste biserica Ta. Te rog frumos să ne transformi din niște oameni care se ocupă de mentenanță, niște oameni dispuși să construiască împreună cu Tine. Îți mulțumesc că biserica Ta, Doamne, și porțile locuințe morților nu vor birui. Îți mulțumesc frumos, Doamne Iisuse, că iadul întreg, că moartea nu poate să se opună la ceea ce faci Tu. De aceea Te chemăm în mijlocul nostru, Duhule Sfânt. Te chemăm, Doamne Iisuse, în biserica Ta. Activează fiecare viață, fiecare persoană. Trebuie să primești rugăciunile care se înalță înaintea Ta în momentele acestea. Trebuie să rupi lanțurile celui rău, să rupi legăturile celui rău. Trebuie frumos să faci să cadă la pământ întăriturile ale minții, minciuni pe care diavolul le-a așezat în mințile celor care cred. Blocajele la nivelul minții să fie surpate în numele lui Iisus Hristos. Coboară, Doamne Iisuse, peste noi cu prezența Ta. Declarăm domnia Ta peste noi, peste acest post, peste sezonul acesta. Declarăm numele Tău peste noi, Doamne, așezăm numele Tău peste noi. Ca cel mai înalt nume, ești cel mai frumos, Doamne. Ești singurul bun. Te lăudăm și Te glorificăm. Înălțăm numele Tău peste noi. Și știm, Doamne, că nu-i nimeni ca Tine. Și Te dorim pe Tine, Doamne, și pe nimeni altcineva. Și numele Tău să fie lăudat și binecuvântat în vecii vecilor. Amin.